Azi o să vă învăț cum să faceți un slideshow. Hai să începem! Deci, în primul rând, va trebui să ai un caracter care să te reprezinte. Fie el bine desenat sau făcut la mișto. În cazul meu e un logo cu ochi. Uneori are și alte părți când am nevoie să le folosesc. Bun, deci ceva ce vă recomand să faceți este să faceți caracterul să fie ușor de desat. Pentru că o să desenați acest caracter de foarte multe ori. Dacă nu faceți ușor de desenat, o să vă ia 1000 de ani să faceți un episod. Credeți-mă. Și acum poate vă întrebați, Anduro, dacă eu folosesc aceleași frame-uri în tot videoul, de ce trebuie să-l fac mai ușor de desenat? Well, vezi, tu nu o să folosești doar acele frame-uri, o să folosești și altele și o să faci unele noi cam în fiecare episod care îl faci. Și acum poate vă întrebați, Andu, dar de ce nu pot să le fac de calitate mare pe cele principale și pe restul le fac simplu? Păi hai să vedem. Deci în frame-ul ăsta arată așa și în ăsta arăt așa. Ce-ați spune? Ok, deci ce trebuie să faceți este să faceți un folder cu imagini principale, unde o să vă puneți frame-urile cu caracterul vostru, având expresii care o să le folosiți foarte des. Bun, deci acum niște chestii care vreți să aveți în folderul vostru principal ar fi normal. Ăsta o să fie caracterul vostru lipsit de reacție, ăsta o să fie cea mai cam imagine. Mirat, fericit, amuzant, râzând, murind de râs, serios acum, frică, dezgust, furie. Și alte care credeți că o să mai folosiți foarte des. Acum faceți în acest folder un alt folder numit imagini secundare, în care o să găsiți chestii care nu o să le folosiți din când în când. Astea, în general, arată caracterul vostru făcând acțiuni anume. Dar pot să fie și alte chestii. Exemple ar fi mâncând, dormind, făcând artă, stând pe computer, etc. Asta trebuie să faceți dacă vreți să aveți layout-ul meu. Dar puteți să aveți ce layout vreți voi, eu decât v-am dat recomandare. Acum că am terminat de desenat frame-urile, hai să trecem la script. Acum că ați făcut asta, ce vreți să faceți este să vă scrieți scriptul, cum ați face de obicei. Dar, după aia puneți în paranteze ce vreți să fie văzut pe ecran. De exemplu, paranteză deschisă, normal, paranteză închisă. Dar dacă vreți un frame care nu ați avut înainte, faceți o scurtă descriere în paranteză cam cum vreți să arate acest frame. Paranteză deschisă. Bagă frame-ul din iar episodul 3 unde arunci sulița aia către Scud, dar pune o tonă metrică de efecte, paranteză închisă. Deci, ce o să aveți nevoie este un editor care să aibă multitrack. Deci, ce o să aveți nevoie este un editor care să aibă multitrack. Care orice video editor decent are. Dacă nu aveți așa ceva, este inacceptabil și trebuie să luați altul acum! Schimbați pe Shotgun, pentru că Shotgun vă lasă să faceți asta. Acum că ați luat editorul vostru la alegere, hai să începem. Deci, imaginez că ați rostit scriptul și aveți audio. Acum veți avea scriptul lângă voi și de câte ori ajunge vocea paranteze din script, băgați și în paranteze în video. Adică, ok. Deci, aici zice normal. Punem aici. Editor decent are. Dacă nu aveți așa ceva, este inacceptabil. Am înțeles, deci, până... Ia unde? Până la așa ceva. Ok, deci acum mișcam până. Dacă nu aveți așa ceva... Va? Acum ții până. Punem asta. Așa. Uite așa. Decent are. Dacă nu aveți așa ceva, este inacceptabil și trebuie să luați altul. Acum, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Bye bye! Bye!